Hristos a înviat, vă spunem și noi astăzi, dragi prieteni, în săptămâna luminată. Ne bucurăm să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Prin Plan Obiectiv. Încă de la început vreau să mulțumim colaboratorilor noștri de la Florăria Sofia. Iată cu ce aranjament floral atât de frumos ne răsfață astăzi, putem să spunem asta. Avem o serie de premii pe care vreau să vi le prezint încă de la începutul acestei ediții. Sunt oferite de la partenerii noștri de la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Este vorba despre un concurs pe care noi vi-l punem la dispoziție până la finalul transmisiunii noastre în direct. Avem două întrebări pe care ne propunem să vi le oferim. Răspunsul clar îl aflați tot aici în emisiunea noastră, pentru că Alex Boureanu, Alexandru Boureanu, managerul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, va intra într-o legătură telefonică cu noi undeva în cea de-a doua parte a acestei emisiuni. Ce se întâmplă acolo? Timp de 4 zile, iată, se va derula un proiect intitulat Poduri de Teatru. Pe 21 aprilie, iată, sediul de la Teatrul Național împlinește 50 de ani de când a fost construit și tot în această perioadă, iată, se împlinesc 400 de ani de la apariția ediției First Folio în 1623 a operelor complete ale lui William Shakespeare. Și sunt o serie de spectacole în această perioadă, așadar avem 10 invitații a câte 2 locuri pentru dumneavoastră. Avem, iată, mâine seară, trupa de la Teatrul Național din Kiev vine pe scena Naționalului cu spectacolul Coriolanus, poi mâine Hamlet, Naționalul din Timișoara, iar sâmbătă avem piesa Richard al III-lea în interpretarea actorilor de aici, din Craiova. Avem un număr de telefon la care vă invităm să sunați, 0251 406 195, număr cu tarif, iată, deja aici sună și la mine telefoanele, se mai întâmplă să nu-l avem pe silențios în platou, îmi cer scuze. Nu pe mine trebuie să mă sunați, dragi prieteni, ci pe numărul din redacția noastră. Încă o dată, 0251 406 195, număr cu tarif normal. Și acolo veți spune, da, răspunsul la cele două întrebări. Câți ani împlinește sediul de la Teatrul Național din Craiova? Am spus, da, 50, ați fost atenți. Și care este titlul proiectului? Încă o dată, Poduri de Teatru. Ați notat, sunteți pe recepție, sunați la numărul de telefon, iată, afișat și pe micul ecran. Cami este acolo să fie atentă la răspunsurile voastre și ulterior, prin agenția de la Teatrul Național din Craiova, veți fi redirecționați pentru cele 3 seri de spectacole. În partea a doua a emisiunii noastre avem bucuria să ne reîntâlnim cu un om iremediabil îndrăgostit de folclor. Cam de 4 ani cred că nu a mai apărut, așa să zicem, în mass media. Economist de profesie, vine cu piese frumoase din folclorul nostru oltenesc, dar pentru prima parte a acestei emisiuni am deosebita bucurie să mă reîntâlnesc cu o prietenă a TVR Craiova. Este vorba despre psihologul Carmen Miculovici, doctor, psiholog principal și psihoterapeut principal. Bine ai revenit, Carmen, aici în platoul emisiunii noastre. Avem o temă, să spunem, ușor sensibilă. Ne raportăm la singurătatea în perioada sărbătorilor și, clar, așteptăm cu nerăbdare sfaturile specialistului în cazurile de depresie și de anxietate. De ce nu? Bună ziua, vă spun și eu tuturor telespectatorilor noștri. Mă bucur și îți mulțumesc mult pentru această invitație și vreau să spun că atunci când m-ai sunat, tu știi că noi nu vorbim despre ce, despre ce avem de discutat. Exact. Dar eu ți-am spus, da, vin, dar spune-mi care e tema. Și tu ai zis, uite, sunt sărbătorile, unii sunt singuri, da. Și sunt triși și nefericiți și despre asta aș vrea să vorbim.
Atât mi-ai spus tu. A fost așa în inima tema pe care de comun acord am stabilit-o. Mai departe, vedem acum. Spuneai că vrei neapărat să punctezi un aspect. Te rog, poate încă de la început să vii cu acesta. Vreau să spun că a fost o provocare pentru mine. Știam că tu te aștepți și toată lumea probabil se așteaptă să vin cu niște trucuri, să vedem cum ne simțim mai bine, cum suntem noi mai fericiți, mai bine dispuși, dacă suntem singuri, triști, nefericiți, da? Ei, și... uite că nu o să îți spun trucuri, pentru că, ți-am spus, chiar m-am gândit ca o provocare la această temă și m-am gândit că este vorba de un stil de viață. Pentru că ce fac oamenii în general? De ce sunt singuri sau nefericiți în perioada sărbătorilor și nu numai? Pentru că înseamnă că nu și-au găsit sau nu s-au integrat într-o colectivitate sau nu și-au găsit o persoană, un partener, o parteneră și consideră că... sunt poate nenorocoși, lipsiți de noroc, lipsiți de, eu știu, de valoare sau altceva. Ei, de ce ajung oamenii în situația asta? Pentru că noi nu ne mai centrăm pe inimă, da? Ne centrăm pe rațiune. Și atunci scindăm. Între inimă și rațiune, minte, se face o scindare. Și inima vrea să iubească și spune, vreau să doresc iubire, vreau să simt iubire, vreau să mă simt iubită, vreau să simt sentimentele astea și se raportează chiar la marile iubiri scrise de filozofi de-a lungul timpului. La filme celebre, da? Se gândesc, de exemplu, la Romeo și Julieta, da? Uite ce norocoși au fost că au trăit o asemenea dragoste și ei nu pot să o trăiască. Păi de ce oare nu pot să o trăiască? Intervine raționalul, cred, nu? Intervine raționalul și spune raționalul, nu poți să-l iubești pe Xulescu sau pe Xuleasca pentru că nu are statutul social corespunzător. Poate nu are banii suficienți sau necesari. Poate nu are ochii albaștri și că trebuie să aibă ochii albaștri. Îți faci tu acolo... Sau poate, poate greutatea sau poate înălțimea sau poate tot felul de lucruri în care în loc mintea să lase inima să dăruiască ce are de dăruit, mintea blochează, limitează inima. Și știi că până la urmă filozofii spuneau că raiul este când omul trăiește cumva limitat, închis. Da? Deci în așa fel, din punctul meu de vedere, ei chiar trăiesc un iad. Am zis raiul sau iadul? Ai zis raiul. Da, scuză-mă. Cred că iadul. Da, deci iadul este atunci când trăim închiși. Dar mintea noastră ne face să trăim închiși. Da, pentru că automat toate aceste stări vin în momentul în care te autoizolezi, te rupi, să zicem, de realitate, de cotidian, uite, de toate aceste activități care, până la urmă, și mersul la o piesă de teatru, ieșit undeva între prieteni, a dărui iubire, sunt foarte multe moduri și o să ți le spun, dar pornind de la lucrul acesta, eu vreau, ți-am spus, n-am venit cu trucuri, dar am venit cu niște informații care să determină o introspecție în interiorul celor sau pentru cei care ne ascultă și care doresc să depășească starea asta de singurătate, de tristețe, de ce nu de depresie, că până la urmă singurătatea, tristețea, ai senzația că nu te iubește nimeni, că nu ești important, pentru nimeni, evident că toate acestea duc la o depresie. Eu vreau doar să se gândească că noi avem multă iubire de dăruit și o limităm datorită rațiunii, convingerilor raționale care blochează sentimentele. Și acum, pentru că ai zis, uite, a fost Paștele și toată lumea s-a centrat pe această sărbătoare, ok, s-a centrat toată lumea, ne-am centrat toți pe să sărbătorim învierea lui Hristos, să facem curățenie în casă, să ne pregătim cum e firesc, cum face toată lumea. Mese îmbelșugate, Dar câți s-au gândit?
ce înseamnă? Ce înseamnă ce a făcut Hristos? Că, de fapt, este o întreagă simbolistică acestui eveniment. Noi ne centrăm pe sărbătorim învierea lui Hristos, da? Dar cât se gândește ce a făcut Hristos, de fapt? El s-a sacrificat și Dumnezeu, din iubire pentru oameni, l-a dat pe unicul fiu al său să fie crucificat, da? Ca să ne ispășească nouă păcatele, da? Să ne izbăvească de păcate. Asta e iubire. Asta înseamnă iubire. Deci, cu adevărat. Cu adevărat. Câți oameni pot să spună iubesc așa? Iubesc și pe cel care nu merită să fie iubit. Pentru că noi, sau oamenii în general, s-au învățat să iubească trunchiat. Te iubesc pentru că și pentru că și pentru că, dar nu te iubesc pentru că. Ori iubești, ori nu iubești. Ei, ăsta este un truc. Haide să iubim, să ne centrăm pe iubire. Așa cum și Dumnezeu a iubit oamenii și l-a dat pe Iisus să se sacrifice. Știi ce înseamnă sacrificiu? Cuvântul? Vine de la sacru, da, sacru și facere. Facere, deci, facere sacră. Câți dintre oameni sunt capabili de facere sacră pentru ceilalți? Adică sunt trist că sunt singur sau sunt singură de Paștele ăsta, de sărbători, și uite, toate sărbătorile trec așa și sunt singură. Păi ce faci pentru a nu fi singur sau singură? Ai ieșit să dăruiești? Dacă ai iubire, poți să o dăruiești nelimitat. Necondiționat. Necondiționat, da? Neîncorsetat de reguli, da? Ești în natură, că vorbeam și de natură. E natură și stai acolo și dăruiește iubirea naturii, pământului, florilor. Este spectaculos să te cufunzi în sentimentul ăsta în natură. Observe animalele. Același lucru. Adică sunt atât de multe forme de a dărui iubire. Cei care stau și spun, am fost în ghinionist, nu? Da. Uite, n-am găsit și eu o persoană. Mă uit la unii și la alții. Ei sunt norocoși, sunt împreună, au familie. Da. Mie nu mi s-a legat. Nu au dăruit. Sau nu au înăuntru. Ar trebui să-și pună întrebarea, am iubire în interiorul meu? Că dacă am iubire, și eu cred că toată lumea are iubire, o dăruiesc. Și în momentul când încep să dăruiesc, cu siguranță o să vină. Primești. Pentru că dacă eu nu pot să dăruiesc, nici nu pot să primesc. Adică nu este despre ceilalți, ci e despre mine. Deci vina până la urmă să nu mai dăm pe ceilalți, să ne uităm un pic așa în interiorul nostru. Să avem curajul să vedem. Da, să avem curajul să vedem, dar eu n-aș spune vină. Un mod de a fi până acum și eventual ce aș putea schimba eu la mine pentru ca următoarele sărbători să mă bucur de ceea ce îmi doresc, să trăiesc ceea ce îmi doresc. Pentru că, într-adevăr, tristețea, nefericirea, nemulțumirea, toate lucrurile astea generează sau blochează dăruirea, blochează accesul la inimă, că de fapt iubirea este izvorăște din inimă, nu din minte. Și încă ceva, în momentul când ești foarte critic și ești invidios, nemulțumit, răutăcios, nu ai cum să dăruiești iubire. Nu ai cum să te conectezi la acea dragoste pe care o vezi în filme, o vezi în scrierile celebre, da? Operele celebre și zici, Doamne, aș fi vrut și eu să trăiesc asta, dar eu n-am parte de asta. Păi nu ai cum să ai parte, pentru că trucul care spuneam că nu o să-l dau așa ușor, este
a mă schimba, a te schimba, a vă schimba, a ne schimba, a schimba tuturor, toți. Pentru că numai schimbarea și conștientizarea și schimbarea poate să aducă să schimbe realitatea. Realitatea nu este, vai de mine, ce destin urât am eu, da? Ce destin greu sau ce cruce grea, păi mai grea decât crucea lui Iisus. Ce ar putea să fie? Să nu-ți mai plângi de milă? Să nu-ți mai plângi de milă. Și pentru că m-am uitat să, să spun exact cum, cum este definită în Corinteni dragostea, care mi-a plăcut mult și vreau să o citesc. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Adică în felul acesta dragostea nu va pieri niciodată. Când altfel, numai... da, altfel, o bucățică, cum zicem noi, da, îl iubesc sau o iubesc și după 10 ani nu mai iubesc. Pentru că, uite, că nu-mi convine aia, nu-mi convine alaltă. Aia n-a fost iubire. Aceea n-a fost aceea. Iubire, da? Nu s-a pornit de la o iubire, s-a pornit de la niște așteptări realizate. Eu am așteptări în privința ta și tu răspunzi așteptărilor mele. Eu am dorințe în modul în care aștept să te comporți tu, să-mi răspunzi, da? Doresc să ai o anumită conduită, da? Și tu faci asta. În momentul când n-ai mai făcut asta, gata, s-a oprit sentimentul. Oprit. Ori asta nu este iubire. Asta nu este iubire, da? Asta este dragostea. Știi ce spunea Hristos? Că e iubirea? Sau că omul simte iubirea când simte în același timp iubire, credință și nădejde. Adică toate în același timp. Dacă lipsește una, nu este. Nu este, clar, iubirea adevărată, cea care ar trebui să fie. Pentru că iubirea nu este încorsetată de reguli, nu este limitată. Iubirea pur și simplu este. Da? Și atunci aș vrea să se gândească toți cei care ne privesc la cât dăruiesc, ce dăruiesc, cum dăruiesc și când dăruiesc, în ce condiții dăruiesc. Și să observe care sunt limitele, că ceva poate îi blochează. Să știi că tu mi-ai spus că cei care sunt singuri acum simt poate mai mult nu acea tristețe. Da, fiind acum de sărbători, că este Paștele și se gândesc că sunt singuri, dar nu neapărat doar ei ar putea fi triști. Ar putea fi triști și cei care nu sunt singuri. Ar putea să se simtă inadecvat, să se simtă neiubiți. Chiar și cei care sunt în cuplu. Despre asta cei vorbim. Care sunt în cuplu, care au familii, pot să trăiască aceste stări. Da? Deci nu este, nu sunt specifice neapărat celor singuri. E adevărat, celor singuri sunt mai accentuate sau la cei singuri sunt mai accentuate. La cei singuri ne gândim noi că uite, vezi, tu ai dăruit, ai avut iubire, ai zis, te-ai gândit la cei acum de sărbători, Carmen? Eu mă gândesc la cei care sunt singuri, putem să le spunem și lor ceva, să facă ceva pentru ei, să le fie mai bine? Ei, asta, din punctul meu de vedere, la tine a fost iubire. Vreau să dăruiesc ceva, să-i ajut cu ceva. Exact. Ok, ai făcut-o din iubire. Uite câte forme de a dărui avem, dar trebuie să le conștientizăm, să le facem cu drag și din suflet. Nu să ne gândim,
Wow, ce a făcut Hristos, săracul de el, cum s-au purtat acolo, ne vedem noi acum filme și citim și interpretăm trăim, așa. Da, și trăim, da, avem compasiune pentru Hristos, dar vreau să vedem mai mult. Întregul tablou. Da, întregul tablou. Uite, el a dăruit, asta înseamnă iubire. Cum pot să fac și eu asta? Evident că nu o să le facem la nivelul lui Iisus Hristos, că nu suntem. Dar la nivelul nostru omenesc pe care, și la modul în care putem să îl facem, pentru că am terminat... Mai avem circa 2 minute, asta da, bun. Mi se spunea. Bun, imediat, așa ca o concluzie, da, te rog. Deci, deci putem să facem fiecare cât poate el, putem să dăruim. Sigur, toată lumea are de dăruit, doar că dați-vă voie să simțiți cu inima. Ha, ce frumos! Îmi place așa să încheiem dialogul nostru. Dați-vă voie să simțim cu inima. Foarte frumos! Mulțumesc din suflet, Carmen! Să venim data viitoare așa cu o altă întâlnire. Știu că ai acolo un proiect despre care încă nu vrei să vorbești și până nu se împlinește, nu? Poate da. Așa iar ca o sugestie să nu spunem celorlalți, să-l avem în lucru și apoi când așa poate fi expus să-l prezentăm. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Făceam un calcul că sunt niște ani acolo de când iată ești în această profesie. M-ai uimit cu un alt fel de așa de dialog pe care l-am avut astăzi și ne apropiem de Sfântul Gheorghe, duminică, va veni și 1 mai, vor fi alte momente de bucurie. Eu zic poate și cei care iubesc teatrul să nu uite să sune la numărul afișat acolo pe ecran. Am spus, avem 10 invitații de câte 2 locuri oferite prin parteneriatul frumos pe care îl avem cu prietenii de la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Aflăm mai multe detalii despre aceste poduri de teatru peste câteva momente, pentru că printr-o legătură telefonică va fi alături de noi Alexandru Băureanu, managerul Teatrului Național din Craiova, însă acum ne propunem să o urmărim pe Maria Maican. Am fost de curând la un târg de nunți, vedem care sunt trendurile pentru coafiurile de mirese. Vrem în cea mai frumoasă zi din viața noastră, atunci când suntem mirese, să avem o coafură impecabilă. Atunci, clar, indicat este să apelăm la specialiști. Unul dintre aceștia este Maria Maican. Am deosebita bucurie să o revăd astăzi în cadrul celei de-a 12-a ediție a târgului de nunți Wedding Fever. Aici, nelipsită și cu un aer proaspăt ca de fiecare dată, îți mulțumesc mult de tot, Maria, și te rog, vină în întâmpinarea celor care ne urmăresc cu câteva sfaturi. Cum să fie părul nostru atât de frumos în ziua nunții? Mulțumesc foarte mult, mă bucur să vă revăd. Ca și recomandare pentru miresele viitoare, în materie de coafură se poartă foarte mult volumul. Fie că este prins în coadă, fie că este lăsat pe spate, buclele foarte voluminoase, buclele retro care au fost și vor fi din nou în vogă și anul acesta. Iar în materie de cocuri, se poartă cocurile fie mai puțin texturate, puțin mai pe cap, fără prea mult volum. Adică avem 2 categorii de mirese. Miresele care își doresc foarte mult volum, dar și miresele care sunt mai cumințele, mai așezate, cu părul mult mai așezat pe față, cu șuvițe lăsate. Se poartă din nou împletiturile, dar și cozile. Astăzi ai ales o tânără cu un păr blond foarte frumos și am optat din ceea ce am văzut cu varianta părului prins. Cred că ții cont și de rochie și de trăsăturile feței. Dă-ne mai multe detalii, te rog. Astăzi am ales o coadă pentru că ea este foarte slăbuță, este înaltă, arată foarte bine. Am vrut să-i se vadă trăsăturile feței, atât machiajul cât și ochii. Culoarea ei este naturală blondă, este foarte norocoasă și am ales o coadă pentru că ea își dorește să fie cât mai înaltă, soțul ei este destul de înalt. O să fie mireasa anul acesta, i-am făcut o probă de mireasă, a fost norocoasa zilei de astăzi. Și am optat pentru o coadă ușor voluminoasă cu bucle foarte legere. Foarte legere părea, aș putea să spun, extrem de natural totul, nu că au fost mâinile tale magice la mijloc. Câteva produse nelipsite, însă clar ai avut nevoie de ele.
Eu zic așa, maxim 3 produse avem nevoie, o pudră, un fixativ lejer și un fixativ foarte strong. Acum este foarte important vremea de afară. Recomand mireselor, în cazul în care plouă, să nu opteze pentru bucle. Mai bine optează pentru un păr prins, pentru a avea siguranța că va rezista 24 de ore. Vorbim de un păr prins, ca și în cazul nostru de astăzi. Ce folosești pentru ca, până la urmă, să nu avem acel disconfort după atâtea și atâtea ore, să simțim așa că ne jenează și că avem, nu, până la urmă, o altfel de stare pe care nu ne dorim? Vrem să fim, așa, cu zâmbetul pe buze întreaga nuntă. Este foarte importantă comunicarea cu clienta. Tot timpul noi avem în vedere acest aspect pentru a nu deranja. Când are o coadă, într-adevăr, se simte mult mai strâns, dar noi optăm pentru mai multe codițe pe cap, dar am pus totodată și burete pentru a ne da mai mult volum. În cazul în care este o clientă cu un păr mai scurt și își dorește să aibă o coadă foarte voluminoasă, optăm pentru extensii. Ai punctat exact ceea ce vreau să te întreb. Pentru cineva care nu ar avea, iată, un păr atât de bogat, atât de lung, există și un asemenea truc, clar, nu te dai înapoi de la nimic. Nu, avem orice este nevoie. Fie că este nevoie de extensii sau avem și varianta părului foarte, foarte lung, unde avem anumite trucuri, unde ascundem părul și obținem un păr mai scurt. Adică suntem pregătiți cu orice, orice. Fie că e păr scurt, fie că e păr mediu, păr lung. Noi avem toate trucurile deja puse la punct. Pentru că este vorba despre nuntă, automat cred că ar trebui să știe viitoarele mirese, să fie contactată din timp, există o agendă și așa cum spuneam, se face o probă pentru ca nu atunci, prima dată, chiar în ziua anunții, să realizezi coafiura. Da, eu sunt puțin mai diferită, să zic așa, nu-mi place să fac probe. În schimb, le recomand domnișoarelor, în momentul când dau un eveniment înainte, să încerce un stil apropiat de ceea ce își doresc în ziua nunții. Cumva să vadă și dacă coafura rezistă sau dacă le place stilul acela mai prins, mai desfăcut. Nu recomand să-și facă o probă, proba consider că este puțin degeaba, pentru că nu merg la un eveniment. Ele nu văd dacă coafura are o rezistență sau nu. De asta... Am înțeles. Până la urmă, poate exista această probă dacă ulterior chiar ar avea o ieșire cu prietenele sau ar exista o altă participare la un eveniment frumos. Da, recomand să-și facă o probă în momentul când merg la un eveniment, nu să vină doar într-o zi pentru a face o probă. Iar este foarte important ca ele, în momentul când vin la o astfel de probă, să știe să ne anunțe, să ne arate rochia, să ne arate accesoriile, să ne spună cum ar vrea un voal, dacă îl vor pus de sus sau jos la ceafă. Este foarte important pentru noi ca noi să știm toate aceste detalii. Deci să fie sigură pe ea, tânăra, să știe exact ce își dorește și clar, într-o comunicare, cred că așa, ideală cu specialistul, să iasă până la urmă așa cum vrea ea pentru ziua nunții. Da, noi ne dorim ca ele să fie cele mai fericite, să fie cele mai frumoase. Noi punem emoții în ceea ce facem și în momentul în care mireasa ne vine pe scaun, se transmite automat și emoția la noi. Nu ne place meseria pe care o facem și dorim să transmitem emoții și iubire și clientelor. Se vede asta pe chipul tău, Maria, ne știm de mai mulți ani și ești la fel de entuziasmată ca și atunci când noi ne-am cunoscut. Felicitări pentru tot ceea ce faci, încă o dată mulțumim pentru acest interviu, spor în toate, inspirație, de ce nu și în primul rând sănătate. Să ne revedem cu bine și la un alt eveniment la fel de frumos ca cel de astăzi. Mulțumim și să avem un 2023 așa cum ne-l dorim. Am revenit, dragi prieteni, în transmisiunea noastră în direct aici la emisiunea Prin Plan Obiectiv. Am încă o dată bucuria să o revăd după câtva timp pe Marinela Răcăreanu într-o ținută așa de sărbătoare. Bine ai revenit printre prietenii de la TVR Craiova. Hristos a înviat și bine v-am regăsit. Adevărat a înviat. Mereu cu mare drag. Timpul să ne lase și cu drag ne prezentăm de fiecare dată. Mulțumesc mult de tot. Spuneam și celor de acasă, avem bucuria să aflăm mai multe, iată, despre acest proiect extrem de interesant, Poduri de Teatru. Printr-o legătură prin Skype se află alături de noi Alexandru Boureanu, managerul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, cu informații extrem așa de proaspete. Bine ai venit, Alex!
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație și m-ați strecurat în programul dumneavoastră atât de plin cu evenimente. Cu mare drag, noi mulțumim, iată, avem un parteneriat atât de frumos cu voi cei de la Teatrul Național Marin Sorescu. Încă o dată spunem celor care ne urmăresc că ne oferiți, iată, prin intermediul acestei emisiuni, 10 invitații a câte 2 locuri pentru cele 3 spectacole care vor fi mâine, poi mâine și sâmbătă, jucate pe scena Naționalului de aici, din cetatea Băniei. Te rog să ne oferi mai multe detalii, Alex. Văd că sunt peste 30 de evenimente care unele au loc în sala de acolo din Teatrul Național, altele chiar în aer liber. Știți foarte bine istoria Festivalului Internațional Shakespeare și ne-am gândit să creăm această ediție care e intitulată Podul de Teatru. Podul de Teatru care unește festivalul de anul trecut, ediția trecută a festivalului, cu cea de anul viitor și ne-am gândit că merită publicul din Craiova și nu numai cel din țară să păstrăm vie această, eu știu, manifestare de suflet pe care noi o organizăm aici cu Shakespeare și cu ajutorul și sub egida, de fapt, a Primăriei Municipiului Craiova, am putut să organizăm în acest an acest mini-festival, acest bridge de teatru, o manifestare dedicată împlinirii a 400 de ani de la apariția primei ediții în folio în 1623, da? Completa lui Shakespeare. Și pentru că nu suntem într-o situație destul de complicată, eu știu, internațional, ne-am gândit că deschiderea oficială să o facem totuși cu Teatrul Național din Kiev, cu spectacol Coriolanus în regia lui Dimitro Bogomarov. Trebuie, cum să spun, să reținem acest nume, pentru că este unul dintre importanții creatori de teatru care, iată, rezistă încă și prezintă acest teatru, dacă ne uităm și pe site-ul lor, câte 2 sau chiar 3 spectacole pe zi în Kiev, în ciuda, eu știu, complicăturilor, să le spunem, și a vieții complicate de zi cu zi din această țară. Apoi avem foarte multe evenimente legate de carte în general, pentru că nu sărbătorim 400 de ani de când operele complete a lui Shakespeare, Biblia Teatrului Universal, de fapt, pentru toți oamenii de teatru din lume, a apărut în tipar și avem o lansare de carte făcută de doamna Iolanda Mănescu, vedeți că vă tot citesc din memorie tot acest program, despre edițiile anterioare ale Festivalului Shakespeare, dar și câteva medalioane dedicate unor mari personalități culturale românești, cum ar fi George Ban, un medalion pe care l-a pregătit stimabila doamnă Ludmila Patranjoglu, mare critic de teatru, care este și Societatea Teatrului Național din Craiova, dar și dedicată lui Liviu Ciulei, care anul acesta îl putem considera centenar datorită celor 100 de ani de la nașterea marelui artist român. După care, cum am spus, sunt evenimente pe stradă, făcute de, în general, de studenții de la Facultatea de Teatru sau actori deja care lucrează în acest sistem, să-i spunem, independent, dar dependent de noi, de cei care lucrăm în teatru. Și multe, multe alte evenimente pe care le puteți găsi pe site-ul nostru sau pe pagine de rețelele de socializare, să le spunem în cuvinte, cum să spun, generice. Mulțumim mult de tot, Alexandru Băureanu. Așadar, cei interesați acolo în zona aceasta de online pot găsi toate aceste informații. Mult succes în toate proiectele pe care le derulați acolo, o echipă frumoasă la Naționalul Craiovean, și contați pe sprijinul nostru. Vom avea acest parteneriat în continuare la fel de frumos pentru ambele instituții. Felicitări încă o dată, Alexandru. Mulțumim. Așteptăm teatru. La revedere! Numai bine, zi frumoasă! Iată, o ediție astăzi așa plină, să spunem, până la urmă de lucruri pozitive. Asta ne dorim de fiecare dată și mă uit aici la invitata noastră venită astăzi ca la ceas de sărbătoare. Reprezentând ce zonă, Marinela?
Oltenia. Oltenia, clar, Oltenia. Craioveancă, parcă nu, 100%. Dar am zis clar cu o profesie, iată, a cifrelor. Economist. Da, sunt economist de mai bine de 20 de ani. Însă prima mea calificare a fost aceea de învățător. Iată, ce cadru didactic. Mi-ar fi plăcut la vremea respectivă, îmi doream foarte mult, însă viața ne plimbă și ne duce cum vrea ea. Până la urmă, nu suntem noi cei care alegem, ea alege pentru noi. Și așa am ajuns economist și am și rămas. Am înțeles, pentru că sunt 20 de ani când ești în acest domeniu. Noi, peste, mulți înainte, propunem așa ușor să te îndrepți către zona unde o să ne și încânți cu două piese. Înțelegem clar atât linia melodică, da, cât și versurile poartă semnătura Marinelei Răcăreanu. Ne va povesti cu cine a colaborat din punct de vedere al orchestrei, al tarafului, două melodii, așa ca pentru o zi de sărbătoare. Și-a dorit. Și când m-a ținut pe brațe, anișoara m-a numit. Să-ți placă ană la oră, să te învârți, să te sucești. Mă învățai, mamă, de mică, azi cu mine te mândrești. Joacă anișoara, joacă, se sucește de mijloc. Joacă anișoara, mami, că și-a luat pantofi cu toc. Joacă anișoara, joacă, toate orele îi plac. Joacă anișoara, mami, că și-a luat pantofi de lac. Dar tata zicea cu fală, asta-i măriuța mea. Mă-nvârte tata la oră și ce dragă e de mine. Și să fiu la toți pe plac, sunt și Ana și Marie. Joacă anișoara, joacă, se sucește de mijloc. Joacă anișoara, mami, că și-a luat pantofi cu toc. Joacă măriuța, joacă, toate orele îi plac. Joacă măriuța, tată, că și-a luat pantofi de lac. Chiuie tata înainte, joacă măriuța mea. Eu mi-am luat pantofi cu toc și tăicuța pălărie. Mama ne privește mândră, sunt și Ana și Marie. Joacă anișoara, joacă, se sucește de mijloc. Joacă anișoara, mami, că și-a luat pantofi cu toc. Joacă măriuța, joacă, toate orele îi plac. Joacă măriuța, tată, că și-a luat pantofi de lac. Joacă și se veselește, joacă și tu lângă ea. Că oriunde mergi în lume, unde mergi și unde stai, tot găsești câte o mărie, peste câte o ană dai. Joacă anișoara, joacă, se sucește de mijloc. Joacă anișoara, mami, că și-a luat pantofi cu toc. Joacă măriuța, joacă, toate orele îi plac. Joacă măriuța, tată, că și-a luat pantofi de lac. Ține-mă, Doamne, în
dar și dragostile mele cam făcut averi cu ele. Eu când sunt amurezat, sunt cel mai deștept bărbat și de dorm cu mâna în brațe, parcă-n tineresc la față. Eu când sunt amurezat, sunt cel mai deștept bărbat și de dorm cu mâna în brațe, parcă-n tineresc la față. Arăcăreanu, doamnelor și domnilor, astăzi așa cu două piese de suflet. Am avut o horă, să zic așa, mai mișcată, nu? Nu știu dacă zic bine, joacă Anișoară, joacă, să zicem așa, ne duce sau cu... Sunt și sau... Ana și Mărie. Sunt, exact, pentru că mi-a plăcut acolo, da, apărea, da, sunt, da, și Ana și Mărie. Păi da, cum să fie asta, Marinela? Sunt părinți care nu s-au hotărât, da, ce nume să pune. Unul, da, voia Ana, altul voia Maria. Și atunci zic, sunt și Ana și Mărie, să împac pe toți. Exact, să nu se supere, da, da, să nu se supere nimeni. Și a doua piesă? Avem, a fost, da, așa puțin. Mândrele îmi zic jupân. Iată. Este o piesă lansată doar de câteva zile, mai exact ce în ziua de Paște. Am adus-o pentru prima dată în fața publicului. Da, cum am spus, toate cântecele mele îmi aparțin în totalitate, atât ca versuri, cât și ca linie melodică. Felicitări încă o dată, mulțumesc, iar ele ca să sune așa foarte, foarte bine, clar este nevoie de niște instrumentiști acolo să, da, să te acompanieze, dacă vrei să-i menționezi și pe aceștia, așa te rog. Este, am colaborat și cu Doina Gorjului, însă în ultimul timp am crezut că sunt oameni destul de pricepuți și aici și la noi, da? Și am colaborat cu domnul Mircea Mira, un studio de înregistrări foarte bun, unde oamenii sunt, da, de calitate și se simte calitatea. Am înțeles că cam câte așa compoziții, să zicem, ai făcut ca un calcul? Da, per total, cred că depășesc 40 de creații personale. Da, sunt unele încă în lucru. În lucru? Da, sunt imprimate, însă nu le-am filmat, să poată, da, ieși ca un videoclip. Am înțeles. În ultima vreme se poartă foarte mult acest mod de, da, a, da, prezenta creațiile sub formă, da, de, videoclip, de videoclip, ca o poveste. Da. Oamenii oarecum vor să și vadă, da, nu doar, da, să, da, asculte. Sunt atrași, da, până la urmă, da, de imagine, clar. Și vorbim și de imagine, și altă, da, da, clar, și ceea ce sună și, da, versurile, da, ce mesaj au. Vorbim de imagine, te rog, spune mai multe despre ceea ce porți astăzi. Ai venit așa cu, da, cu ceva aparte. Da, am... Am simțit să, da, pregătisem altceva, da, și pe ultima 100 de metri am trebuie să schimb. Da, este, da, primăvară, trebuie să vină culori cât mai vii. Și pentru că tot suntem în săptămâna, da, și în perioada Paștelui, da, am crezut că cel mai bine se potrivește acest costum roșu. Da, roșu. Da. Și el este recent achiziționat. Da. Sunt două doamne foarte drăguțe care confecționează, da, și sunt destul de aglomerate, însă dacă ne facem timp mai de vreme așa, da, să, da, da, să preconizăm că cam noi tot timpul vrem, avem, da, nevoie, noi, da, tot timpul avem nevoie de lucruri noi și atunci când îmi doresc un alt costum nou,
Iau legătura cu doamnele și în câteva luni îl am. Câteva luni, iată. Da. E vorba și despre IE, pentru că văd da, că este acolo... și IE. Da. Sunt confecționate manual, atât IE, da, cât și cusătura de pe ele se vede că sunt margele aplicate manual. Este muncă, muzica ne oferă, este un celebru citat în care se spune că muzica nu mi-a luat niciodată nimic, doar mi-a dat. Da, dar ca să o avem, trebuie noi să-i dăm ei câte ceva. Chiar dacă nu vine ea să ne răpească nouă nimic din avuțiile noastre, noi trebuie să o întreținem. Și atunci muzica cere și bănuți și timp. Exact. Nu doar se câștigă din muzică, trebuie să și investim. Să și investim. Da. Vorbeam mai devreme, ai fi mers pe această cale frumoasă legată de catedră. N-a fost să fie? Sau... Îmi doream la vremea respectivă... copilărie și apoi în adolescență, doream foarte mult să... și asta mă vedeam în cadrul didactic și spre doamna dirigintă... română, probabil, nu? Doamna dirigintă mă îndruma să merg către catedra de română, evident, însă am făcut colegiu pedagogic. Până să termin colegiul pedagogic, să evit posibilitatea să mă angajez la compania de apă, mi-am continuat studiile în... în paralel? Da, m-am angajat la compania de apă și mi-am continuat studiile în facultatea de specifică pentru a fi economist. Da. Iată. Un regret. Finanțe bănci am terminat, am rămas economist, dar cea mai mare satisfacție cu toți cei 23 de ani de economie, cea mai mare satisfacție o am în muzică. Iată. Atunci când imprim un cântec, pentru mine e cea mai mare realizare și cea mai mare bucurie. Faptul că e al meu, că e scos din sufletul meu, atât versurile cât și linia melodică, eu atunci când merg să-l cânt sau să-l imprim sau să merg, uite așa, într-o televiziune, pentru mine e o mare satisfacție. Mare și satisfacție. Completează toate celelalte... Realizări din celelalte domenii. Da. Familia are un rol important. Categoric, cel mai important. Nu? Cel mai important, pentru că sunt mămica a doi băieți oarecum la extreme, adică sunt mămică de băiat de aproape 21 de ani mulțumesc, Doamne ajută asemenea, și mămica unui băiețel de 7 ani. Iată, fiecare fericită. Are nevoie de timpul lui în mod diferit. Exact. Da. Cum reușești totuși? Iată, sunt la o asemenea distanță, fiecare cu preocupările lui, cu alte cerințe. Când l-am născut pe Rareș, Denis avea deja 13 ani și jumătate, aproape 14, și abia l-aștepta și s-a comportat cu el nici nu știu dacă ca un frate sau oarecum ca un părinte. Da. Și lăsam în grija lui dacă trebuia să plec neapărat un timp scurt, evident, dar știam că este în maximă siguranță. Avea și vârsta, până la urmă, când clar încrederea era acolo prezentă. Și l-a dorit ca frățior, el dintotdeauna. Sunt copii care nu-și mai doresc frățiori, dar el dintotdeauna și-a dorit un frățior. Și soarta și Dumnezeu, care știe dintotdeauna ce e bine acolo, ce ne-a fiecare, pregătit. Da? Așa a făcut. Așa a făcut. Există până la urmă această nevoie, nu să fie împlinirea și de acasă, dar pe planul acesta al profesiei. Dacă nu ai o liniște în familie, nu poți să ai liniște în nimic. Cel puțin în cazul meu, asta este clar. Dacă nu am avut liniște în familie, nu am putut nici să cânt, nici să creez, nici să fac nimic altceva. Doar m-am robotizat. Am mers la serviciu, că trebuia să merg la serviciu, că aveam anumite obligații pe care trebuia să le îndeplinesc. Însă nu simți nicio satisfacție și nimic nu faci bine și de calitate. Așa, poate jumătate, așa. Nici măcar. Și atunci, liniștea din familie este cea mai importantă ca sănătate psihică, sufletească. De toate. Și în orice. Da, sănătatea vine din familie, de acolo de unde îți găsești echilibru. Exact. Odată ce s-a pierdut echilibru, se duce naibii tot, sau vorbim pe românește. A fost înviere, a fost clar împreună, ați luat lumină, urmează Sfântul Gheorghe, ne îndreptăm pe 31 mai, sunt multe momente așa frumoase. Da, noi oarecum am fost așa în familie și ne venim și cu evenimentele, și ne completăm cât să fie
puțin și bine în tot ce facem. Adică nu puțin, adică să ne împărțim în tot ce facem timpul, dar cât să rezulte ceva bine, frumos. Să nu facem doar de a fi făcut ceva. Ceva bine, ceva gustos, ce ai gătit de Paște, așa, ceva, nu știu, care ți-a ieșit și a fost foarte apreciat. Sărbătorile le fac la părinții mei și Crăciunul, tatăl meu este născut în noaptea de Crăciun. Am înțeles. De când ne știm, Crăciunul l-am sărbătorit la tata, la părinții mei. Deci clar, și gătesc împreună cu mama, iar Paștele a mai fost și plecați, însă tot acasă. Am hotărât ca sărbătorile, cât îi mai avem pe părinții noștri, sănătoși și bine și care ne așteaptă atât de însetați de noi, de prezența noastră, să le facem pe plac și să fim cu dânsii și de Crăciun și de Paște. Și așa că am gătit de toate, dar împreună cu mama. Nu mă pot lăuda, clar, doar eu am făcut asta, nu. Am înțeles. Să fie în continuare sănătate pentru Doamne tine, pentru toată familia. Și să revii aici, în platoul emisiunii noastre, cu alte melodii frumoase. O piesă. Acum te mai invităm să ne mai prezinți în încheierea acestei ediții, îndreptându-te așa spre zona unde o să interpretezi. Și te felicităm pentru toată dăruirea ta. Se vede că ești femeie așa care pune suflet în toate aceste domenii și te felicităm încă o dată. Am ales să vin în fața publicului doar cu ceea ce îmi place mie. Exact. Am zis, din moment ce pot să scriu și să-mi fac singură text, voi aduce doar atât cât ce îmi place. Sufletul tău. Chiar îmi place, adică nu... Așa, cu jumătate de măsură. Mulțumim încă o dată mult cu de tot. Dragul. Te invităm în zona unde o să ne mai interpretezi, așa cum am spus, dragi prieteni, încă o piesă. Mulțumesc și eu întregii echipe. Marinela Răcăreanu.